Pasha County Council, Senator Cortez. Pasha Sorori, Bishop of the City, Senator Sheriff Vasquez, the Casa Domingo. Yes, I have a notice to Chiara, and through Amiri, no? And to say, Patrick Candidas, and can you vote all? So that is the same, yeah? Share. Sigur pentru biserică, dar așa cum se spunea aici deja, e un prilej extraordinar și o bucurie mare chiar în cer. Pentru că cerul se bucură de ceea ce se întâmplă astăzi, când nu unul, ci iată patru au hotărât să se întoarcă. Pocăința înseamnă o întoarcere, botezul înseamnă și botezul pocăinței. I-au hotărât să se întoarcă de pe cal pe care toți oamenii cred că e bine să plece, pe o altă cale care se numește calea adevărului și viața, calea mântuirii Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Botezul e o practică creștină și când zicem creștin, deja ne gândim la ceva după Hristos, nu-i așa? Pentru că asta înseamnă creștin, să-L urmezi pe Hristos. Și prima dată ucenicilor li s-a spus creștini în Antiohia. Erau și alte curente. Erau platonieni, erau epicurieni, erau oameni care urmau alte școli, alte căi, dar celor care urmau calea lui Hristos, li s-a zis creștini. Domnul să ne ajute să urmăm calea lui Hristos. Amin. Să fim creștini. Sigur că în marea însărcinare, în marea poruncă pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor săi, El a vorbit despre botez și a zis, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. În Evanghelia după Matei avem asta, în Marcu, iarăși, vestiți Evanghelia la orice făptură și cine va crede, adică vă va crede, nu? Și se va boteza, va fi mântuit, ceea ce fac acești patru tineri astăzi. Domnul să le ajute. Amin. Cine nu? Și vorbea pastorul noastră aici de unii care încă nu. Dar poate că de astăzi se gândesc să da. Pentru că cine nu va crede și cine nu se va boteza, va fi osândit ceea ce noi și mai ales Domnul Iisus Hristos Mântuitorul n-am dorit nimănui. Repet, chiar dacă noi avem impresia că botezul, practica botezului este o practică creștină, găsim în Vechiul Testament manifestări care prevesteau botezul și eu vreau să mă refer la trei, ca să vedem că e o legătură între cele două testamente. Primul, dacă nu să mă opresc mai mult, e chiar botezul celor 8 suflete din corabia lui Noe. Corabia lui Noe, o să vedem imediat mai pe larg, reprezintă biserica, arca salvării neamului omenesc. Pentru că noi credem că aceasta este biserica Domnului Iisus Hristos, arcă de salvare pentru neamul omenesc. A fost un botez despre care nu tot ne dăm seama că a fost botez, a fost botezul unui popor întreg. Pe vremea lui Moise, poporul evreu, robii aceia, chinuiți de egipteni, au trecut prin apă și prin nor, sau prin nor și prin apă, spune apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 2. Și asta înseamnă un botez. În nor înseamnă un botez în Duhul, nu-i așa? Și noi deja ne-am rugat ca cei patru să fie botezați și în Duhul.
Ajută-i, Doamne! Și apoi au trecut prin mare. Zi de apă la dreapta, zi de apă la stânga, i-au trecut un popor întreg, au fost botezați toți în felul acesta, în mare, în Marea Roșie, botezați în mare. Și a mai fost un al treilea botez menționat în Vechiul Testament, în 2 Împărați, capitolul 5, pe vremea prorocului Elisei. Era un general sirian pe nume generalul Naaman. Și lui prorocul Elisei a zis: vei fi salvat dacă te duci și te botezi de 7 ori în râul Iordan. Se poate, să știți, botezul în Iordan se poate. Am avut harul să merg la Iordan și am văzut că foarte mulți credincioși creștini din toată lumea merg la Iordan să se boteze a două oară. Nu-i nimic pe lângă el. Naaman, care s-a botezat a 7-a ori. El s-a botezat de 7 ori. N-a fost el prea fericit că i s-a cerut asta. N-a înțeles taina botezului și probabil tocmai de aceea i s-a dat camorul acesta să se boteze de 7 ori ca să înțeleagă bine. Era gata, gata să plece și el, să moară cu lepra lui în țara lui. Dacă nu erau niște sfetnici înțeleți, că nu știu dacă ți-ar fi cerut un lucru scump, să se taxează. Nu se taxează. Atenție. Și dacă ți-ar fi cerut un lucru scump, l-ai fi făcut. Dar ce te costă? Ți-a cerut un gest atât de simplu. Și vrea seama ce înseamnă un general care... Cum o fi arătat? Cum o fi arătat generalul pe vremea aceea? Directul cu decorații speciale, haine de gală, botezat o dată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șase, de șapte ori. Mai că a 7-a oară, când a ieșit din apa botezului, el a ieșit curat. Doamne, curățește-ne pe tine aici. Amin. Doamne, curățește-ne pe noi toți. Amin. Haideți repede să vedem ce înseamnă și de ce am ales mesajul acesta. Botezul din corabia lui Noe, un botez al salvării pentru neamul omenesc. Mai întâi să nu uităm că neamul în care trăia Moise, neamul de oameni în care trăia Moise, era un neam plin de răutate. Fiindcă au umplut pământul de silnicie și Dumnezeu a hotărât să nimicească între neamul. Nu eu v-aș spune că se aseamănă lucrurile. Domnul Iisus în Matei, capitolul 24, zice: va veni o vreme când va fi ca pe vremea lui Noe. Vremea sfârșitului așa va fi. Adică din nou se va umple pământul de silnicie. Și Domnul îl alege pe Noe să-i spună ceea ce aș vrea să-i spună fiecare din cei patru astăzi. În capitolul 6, versetul 18, zice Domnul: dar cu tine fac un legământ. Și acest legământ este un legământ de salvare. Dragii mei, cine era Noe acesta? În Geneza, capitolul 5, la versetul 28, aflăm că Noe era fiul lui Lamech, care cred de asemenea că era un tată credincios și necăjit pe vremurile pe care le trăia, pentru că la vârsta de 180 de ani Lamech a avut un fiu, a născut un fiu, care i-a pus numele... Ce nume frumoasă avem aici astăzi, aproape că mi-am discut de toate, nu?
Se chama Daniel, Davi, Damaris, Andreea, frumoase. Și tăticul la mea stabilit să-i pune numele Noe, care înseamnă confort, mângâiere. Mângâiere. Pentru că zicea el, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. Așa era, așa a rămas. Pământul a fost blestemat din pricina șarpelui. Știți asta, da? E bine, noi acesta, ca și Daniel, ca și David, ca și Damaris, ca și Andreea, cred că a fost o mare mângâiere, dar atenție de ce? Atenție de ce? Pentru că noi scriem versetul 8, care a citit fratele Iosif aici, a căpătat milă înaintea Domnului. E adevărat că le bate copiii aceștia, merită fotografiați cumva la pectiva, trebuie să-mi fotografiez și eu cu ei, că nu mințire. E prima dată în viața mea și toată viața e unica. Dacă te vizitez, mă eram. Eu, și pentru mie și pentru ei. Sunt atât de frumoși. Da? Dar nu pentru că sunt frumoși, pentru că au haine atât de frumoase, că gustă ei harul acesta, ci pentru că Dumnezeu a avut milă de ei. Așa scrie. Au căpătat milă înaintea Domnului și zice, noi era un om neprihănit, dar să fim foarte atenți cum îl descrie Cuvântul lui Dumnezeu. Fără pată între cei din vremea lui. Adică, comparativ cu alții, pe o scară comparativă. Și bineînțeles, comparativ cu oamenii, nu cu sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, nici unul din noi, nici unul din noi nu însemnăm nimic. Altul, după noi, a fost Iov. Dumnezeu însuși se mândrea cu Iov înaintea satanei și zicea, nu este pe pământ niciunul ca Iov. Dar când Iov a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, neprihănitul Iov a trebuit să se pocăiască în sac și în cenușă. Frații și surori, aceasta e chemarea noastră a tuturor, să ne pocăim înaintea Domnului. Domnul să ne ajute. Așa că El a primit milă și mântuirea se capătă prin credință, prin har, zice Apostolul Pavel în Efeseni, nu prin fapte, de ce? Ca să nu se laude nimeni. E harul lui Dumnezeu, a căpătat milă, a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Mai adevărat, haideți să vedem totuși ce îl făcea pe Noe, deosebit de oamenii din vremea lui, că el era altfel decât toți cei din vremea lui. Ce era caracteristic pentru oamenii din vremea lui Noe? Păi dacă citim în capitolul 6 primele descrieri ce era caracteristic pentru ei, era că avea o pasiune extraordinară pentru combinații de tot felul. Să se căsătorească, să facă o speță, să facă nunți. Asta era plăcerea lui. Domnul Iisus remarcă lucrul acesta, se vor însura, se vor mărita ca în vremea lui Noe. Și parcă e din nou pasiune pentru tot felul de combinații pe care noi nici nu le înțelegem. Și am vrut să facem un referendum în România ca să limităm un pic apetitul acesta pentru combinații în România. Așa că e bine căsătoria să fie păstrată pentru un bărbat și o femeie. Nu ne-a ieșit. Nu ne-a ieșit în referendumul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să descurajăm. În Franța, în urmă cu vreo 5-6 ani, francezii, o să știți ce înseamnă civilizația franceză, au mers sub un slogan, Le mariage pour tous. Căsătoria pentru toți. Adică pentru toți. E emoționitoare pe toți. Cu oricine, nu contează. Toți au dreptul la căsătorie. Ce-ar fi să punem un slogan, Le salut pour tous. Mântuirea să fie pentru toți.
această chemare a lui Dumnezeu. Însă, în comparație cu oamenii din vremea lui, Noe nu umbla după mariaj, nu umbla după căsătorie. Scrie aici că Noe umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Când am citit în capitolul 5 din Geneza că un străbunic al lui Noe, pe nume Enoch, a umblat cu Dumnezeu, știe cineva cât timp? 300 de ani. Am întrebat, noi obișnuit un pic cu cifrele, oare poate cineva să îl treacă pe Enoch? Să umbli 300 de ani cu Dumnezeu. Ce zici, Doamne? Daniel, cum sunt? Damanis, Andreea, 300 de ani? Ia vrea! Zici, Doamne, se poate mai bine de atâta, eu aș vrea mai bine de atâta. Da? Se pare că da, a reușit cineva. Noe a umblat 500 de ani cu Dumnezeu. 500 de ani cu Dumnezeu. Daniela, Andreea, pardon, cred că și Damanis și Daniela și David, ei vor mai bine. Pentru că vor ca și mine. Amin, o veșnicie întreagă. De azi înainte, doar cu Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne. Noe a umblat 500 de ani cu Dumnezeu, motiv pentru care nu prea a avut timp să se uite la fete. Dar nu umblat cu fete, nu. Nu s-a căsătorit, poate posibil că din cauza asta nu s-a căsătorit nici prea avea ce să le spună la fete până când i-a descoperit Domnul Evanghelie. Ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie. Evanghelie. Vestea bună. Vestea bună. I-a dat Domnul vestea bună și anume aceea că va fi salvat. Că din neamul omenesc cineva va fi salvat. Că va apărea o arcă, o navă. Uite-te, mărele, la munți, vezi că sunt de nați. E bine, tu poți să zbori deasupra munților sau să plutești pe deasupra munților. Când a aflat el Evanghelia aceasta, a găsit o domnișoară care i-a spus-o, atât de mult i-a plăcut Ana. Fată, întâmplarea aceasta, predistirea aceasta, încât a zis și pentru mine. Și eu vreau. Vreau și eu. În nava aceea. Vreau și eu să plutesc deasupra munților. Vreau și eu să fiu salvată. Și s-a căsătorit cu Noe, cred că în luna ianuarie sau februarie, al anului în care noi am venit 50 de ani, s-a căsătorit cu Noe. Și în același an, că așa scrie, dacă vă uitați cu mine, în Geneza 5.32, scrie că la vârsta de 500 de ani, în același an, deci, soția lui, bineînțeles, a născut pe Sem, Ham și Iafet. În același an, dacă a avut 9.500 de ani, ea a născut pe toți tripleți, da? Toți trei deodată, în luna noiembrie, probabil, cam așa, dacă facem o socoteală, pe toți se aduce deodată și a fost o familie fericită. Între timp, noi începuse deja să lucreze la corabie. Tinerii au fost crescuți la școala corabiei și ei, la rândul lor, au spus aceeași evanghelie frumoasă, cuceritoare, unor tinere, care i-au crezut și s-au căsătorit cu ei ca să plutească și ele deasupra munților, deasupra norilor, dincolo de toate, pentru salvare, împreună cu bărții aceștia minunăți. Sem, Ham și Afet. Și a durat ceva. Și când noi împlinea 600 de ani, corabia era gata, toate erau gata, pentru că Noe și familia lui, scrie în versetul 22 pe care ne citea fratele Iosif aici, a făcut așa,
a făcut tot ce poruncise Dumnezeu. Frați și surori, noi suntem Biserica Domnului. Și bucuria și plăcerea noastră este să împlinim tot ce ne-a poruncit Dumnezeu. Amin? Am fost un timp, așa că în câteva momente numai și câteva cuvinte, vreau să ne uităm la minunea salvării, la frumusețea Evangheliei. Am avea mult mai mulți în biserică aici, chiar din comunitatea română, din Montreal, dacă am ști să-i convingem de frumusețea lucrării lui Dumnezeu din biserică și mai ales de frumusețea salvării, de frumusețea promisiunilor lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, zice Apostolul Petru despre promisiunile Domnului. Haideți să vedem ce e atât de minunat în istoria, în Evanghelia Bisericii. Mai întâi, Domnul îi spune lui Noe, tu ai să faci o arcă, un chivot. Cuvântul arcă e același ca și cuvântul arc. Da? Care se referă la formă. Arcul este ca un segment de cer. Da? Și așa trebuia să arate corabia. Avea o formă specială. Era gândită, era planificată după planuri, dacă mă refer la planul, vorbesc de planuri tehnice, gândite, concepute chiar de Dumnezeu. Arca aceasta, făcută din mai multe arcuri, probabil, trebuia să fie o navă acvatică, în stare să plutească fără un cârmaș, că Noe nu știa marină, nu știa să plutească după orientându-se după stele, n-a învățat, n-a avea de la cine. Nu știa nici măcar ce înseamnă probabil mare, că nu văzuse până atunci vreodată, era undeva pe un stat. Noe. Nu știau ce înseamnă ploaie. Arca urma să fie călăuzită și comandată de cel care a conceput-o, adică de însuși Dumnezeu, să li să fie numele. Asta e primul lucru foarte frumos despre biserica. Dragii mei, biserica nu e invenția nimănui dintre noi. Biserica este inițiativa și construcția celui ce a zis, iată, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu vor nimici și acesta e Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Amin. Sigur că Domnul a dat detalii, nu intrăm în ele, ne oprim la cele care mi se par cele mai importante. Haideți să ne uităm împreună în 6, 19, 21, unde Domnul îi zice lui Noe așa. Din tot ce trăiește, de orice tortură, să iei în corabie câte două din fiecare și atenție la cuvintele acestea. Și să le ții vii cu tine. Să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Și apoi iarăși îi spune și că în finalul versetului următor, câte două din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Deci locul acela, corabia aceea, trebuia să fie prin excelență un loc al vieții. Și cineva cât a durat pe potop? Cât o fi durat potop? Un gen tot. Carul 40 de zile. 40 de zile potop. Dar știe cineva cât a trebuit să stea Noe cu ai lui și cu toate acele viețuitoare în corabie? Cam vreo 6 luni, să știți, 5 luni și ceva, a fost de 6 luni. 150 de zile. 150 de zile. Știți ce trebuia să se întâmple și s-a întâmplat? Ca minune lucrată de Dumnezeu. Toate au rămas în viață în corabia aceea. Toate
au rămas în viață. Dacă ar fi murit din corabie un șoricel sau, nu știu, un puiuț oarecare, oricare, dacă ar fi murit acolo, moartea ar fi intrat în corabie și era o molimă care transforma corabia din noi, dintr-o corabie a salvării, într-un cimitir plutitor. Dar n-a fost așa. Pentru că Dumnezeu repetă, în locul acesta tu trebuie să ții vii împreună cu tine. Frați și surori, promisiunea lui Dumnezeu este că biserica trebuie să fie un loc al vieții. Ajută-ne, Doamne! Domnul Iisus raportează Tatălui Său când se roagă și zice, sunt împreună cu toți cei pe care mi-ai dat. El n-ar fi vrut să-l pierdă nici pe Iuda. Sunt împreună cu toți, n-am pierdut nici unul din ei măcar. Își vrea ca fiecare tată de familie, fiecare familie să zică așa, nu vreau să pierd pe niciunul. Eu și casa mea, să rămânem în viață, să rămânem cu Domnul. Aceasta este menirea corăbiei lui noi. A doilea lucru frumos care se întâmplă este că Domnul îi spune, versetul 21, ia din toate bucatele care se mănâncă și poți merinde din ele ca să studească de hrană și ție și lor. În corabie e nevoie de merinde. În biserica Domnului este nevoie de hrană. Și cuvântul Domnului, trupul Domnului, cuvântul Domnului între noi este cu adevărat o hrană. Domnul Iisus a zis omului Dumnezeu nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Doamne, hrănește poporul Tău. Doamne, hrănește biserica Ta. Era un vizitator care s-a dus într-un oraș frumos, nu știu dacă în Montreal, aveți să abia aștept mâine să atunci să văd un tip orașul, dacă există Grand Place în Montreal. Dar în multe orașe din Europa există piață mare și vizitatorul ajunge într-o piață frumoasă, centrală, dar trei biserici în piața aceea, una mai frumoasă ca alta. Și ceea ce se întâmplă în piață erau turiști, dar mai ales erau foarte mulți porumbeli. Și porumbeii erau grămadă, poate se ridicau storul, urau deasupra pieții și iar coborau. Dar întotdeauna, fără greșeală, coborau în dreptul aceleiași biserici. Și vizitatorul a zis, dar iau de cineva, oare de ce? Că sunt trei biserici, dacă vin biserica mai interesantă, dar trei biserici, cunosc porumbeii și de ce aleg ei să vină la biserica aceasta, când ele sunt toate la fel de frumoase. Răspunsul a fost următorul. Bisericile sunt toate frumoase, dar numai la biserica aceasta e cineva care dă și ceva de hrană porumbilor. Aruncă și ceva grăunțe în fața bisericii. Frați și surori, noi în biserica Domnului trebuie să dăm hrană poporului din Dumnezeu. Fără hrană, fără descoperire din cuvânt, poporul pierde. Și noi n-am vrea să piară niciun. Doamne, binecuvintează biserica Ta. Doamne, vouă biserică viitoare. Al treilea lucru pe care îl avem frumos marcat în legătură cu corabia lui Noe este că, și citim despre asta în capitolul 7, după ce Noe a intrat în corabie, era acolo o ușă laterală și scrie că Domnul, în versetul 16, și Domnul a închis ușa după el. Dragii mei, responsabil ușa e Domnul. Ca păstor, câteodată e greu să dai slujbe în biserici. Nu spor diacon, presbiter, dirijor. Aveți bun dirijor aici, am apreciat muzica la dumneavoastră în biserică. Domnul se binecuvânteze. Mai greu câteodată cu ușier. Unii cred că slujba de ușier nu e așa de importantă, dar iată că Domnul
nu se dă înapoi să fie ușierul corăbiei lui Noe. El închide ușa. Ce frumos că bisericii Filadelfia din Apocalipsa îi spune Domnul, iată pun înaintea ta o ușă deschisă, pe care nu va putea închide nimeni. Dragi și surori, ne bucurăm că astăzi încă ușa corăbiei este deschisă. Astăzi încă ușa salvării este deschisă. Domnul, El însuși este poarta și El așteaptă ca oamenii să intre pe poarta aceasta. N-aș vrea să o blocăm. Câte vreme Domnul ține ușa deschisă, n-aș vrea să blocăm noi în vreun fel ușa aceasta. Pentru că ea se mai numește ușa Harului lui Dumnezeu. De aceea să lucrez cu Domnul la ușă e un lucru extraordinar. E un lucru mare. Și am un cuvânt aici. Am vizitat pe cineva, o doamnă în vârstă din Arad și mi-a zis, eu merg de multă vreme la o biserică și acum îmi place că e ordine în biserică acolo. Sunt niște ușieri care mă iau de la ușă și mă conduc să mă așez pe un scaun. Dar ce mă deranjează la ușierii aceștia e că n-au un cuvânt de salut. N-au un cuvânt de ce mai faci, ceva în gură, să te simtă mai apropiat. Nu știu singur cum stați cu slujba, Domnul se binecuvânteze oricum pe ușieri. Dar dacă Domnul vă cheamă la sarcina aceasta, nu uitați să dați un cuvânt de salut celor care vin, pentru că salut în limba franceză și în orice limbă latină și în românește la fel, salut înseamnă mântuit. Și când zici un cuvânt de salut, un cuvânt de binecuvântare, zici un cuvânt de mântuire și sufletele așteaptă lucrul acesta. Domnul, e adevărat, în cazul lui Noe, în cazul corăbiei lui Noe, a venit vremea să închidă și a închis ușa, pentru că așa a hotărât el și s-ar putea, ca și în vremea noastră, Domnul să nu mai zică, e o ușă deschisă, ci el să închidă cum a închis pe vremea lui Noe. Frați și surori, haideți să profităm de vremea de har. Haideți să rugăm pe Domnul să putem noi și cei dragi ai noștri să profităm de vremea aceasta de an, de har și să intrăm câtă vreme se poate intra. Să intre cei dragi ai noștri câtă vreme ușa este deschisă. Haideți să nu uităm de asemenea că această arcă a plutit la telecomanda lui Dumnezeu și s-a oprit pe un munte, pe muntele Salvării, numit muntele Ararat, nu? De acolo a coborât din nou viața și tot ce are viață astăzi pe pământ de pe muntele Ararat. Cât despre noi, dragii mei, cât despre noi, noi am vrea altceva. Noi am vrea și ne rugăm astăzi și așteptăm de la Domnul un răspuns, așa cum psalmistul îl avea și îl punea în cuvintele psalmului 15. Când întreabă psalmistul așa, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine, Doamne, va locui pe muntele Tău cel sfânt? Dragi și dragi, psalmul continuă așa cum continuă, dar urarea mea, rugăciunea mea este ca toți cei patru care vor trebui să-L botezați, să locuiască cu Domnul pe muntele Lui cel sfânt, pe muntele Salvării. Toți cei care suntem aici astăzi botezați, până acum, sau care așteptăm botezul în continuare, să locuim cu Domnul pe muntele Lui cel Sfânt pentru totdeauna. Dragii mei, acolo unde ne așteaptă El, e viața pentru veșnicie. Acolo unde ne așteaptă El, nu e boală, nu e moarte, n-are ce căuta moarte acolo și nu e păcat. El ne așteaptă într-un loc pe care a zis, mă duc să vi-l pregătesc ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul să ne ajute în aceasta. Amin. Ne apropiem cu pași repede de momentul solemn al oficierii botezului în apă al celor patru candidați. Dar înainte de a intra în apă botezului împreună cu fratele Mircea, n-am uitat că fratele pastor Melu Bochean dorește să facă o poză cu candidații pentru botez. De aceea, în liniște, aș vrea candidații să vină în față, fratele Melu, probabil împreună cu sora Mariana, vor face o poză cu candidații. Pentru poza aceasta nu este nevoie de foarte mulți fotografi, cred că 1-2 ajung.
poza fiind în format numeric va putea fi partajată apoi tuturor celor ce doresc să o aibă. În timp ce se realizează poza aceasta, pe fratele Mircea îl invit să vină în față să mă ajute, vom intra în apa botezului și apoi vă vom spune pas cu pas ce urmează să facem. Noi vom avea nevoie și de o mână de ajutor din partea unui tânăr să vină cu microfonul aici, aproape de bază. Prea bunul nostru Tată care locuiești în ceruri, cu bucurie și cu emoție ne închinăm înaintea feței tale în momentele acestea care sunt momente solemne. Patru suflete pe care le-ai chemat la mântuire și care au înțeles chemarea ta vor păși în ziua de astăzi în apa botezului intrând în legământ cu tine. Te rog să îi binecuvântezi pe cei patru candidați. Amin. Te rog să scrii numele lor în cartea vieții și de acolo nimeni să nu-l poată șterge vreodată. Amin. Te rog și lor să le dai putere de a rămâne în legământul pe care îl încheie astăzi. Și te rog să le fii în ajutor întotdeauna, în indiferent ce situație al vieții s-ar găsi vreodată. Doamne, te rog de asemenea să iei în vedere pe ceilalți tineri din biserica aceasta. Cercetează-i pe toți, ajută-i să simtă că vremea în care ușa mai este deschisă este o vreme limitată. Ajută-i să înțeleagă că în împărăția cerurilor să intră din năvală, să nu mai stea pe gânduri. Binecuvântează toată lucrarea aceasta și numele Tău să fie înălțat în toate. Amin. Acum o să vă rog să reocupați locurile și cei care sunteți mai în față, aș vrea să vă rog de asemenea să nu vă ridicați în picioare ca să vedeți mai bine, pentru ca să vadă bine și cei care sunt mai în spate. Candidații vor intra pe rând în apa botezului, băieții vor intra întâi și după ce vor ieși din apă, vor traversa pe ușa aceasta, vor merge la sala despre care le-am vorbit, acolo se vor schimba, apoi tinerile vor intra și ele și ele se vor schimba după botez în sala de alături. Cel întâi este Daniel, în ordinea în care și-au exprimat dorința de a intra în legământ. În apa botezului este alături de noi fratele Daniel. La doar 16 ani dorește să intre în legământul Domnului, așa ne-a spus. Frate Daniel, mă îndrept către tine cu întrebările obișnuite, dar aș vrea să te rog să fii cât se poate de sincer în ceea ce ne vei spune. Crezi din toată inima că Domnul Iisus este Mântuitorul tău? Crezi că El, fiind răstignit la Golgota pe cruce, a purtat păcatele tale și fără de legile tale? Cât de vreme ești hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus?
Domnul să-ți dea ajutorul lui la aceasta. Pe baza mărturiei pe care ai depus-o astăzi aici, noi, ca și slujitori ai Domnului, te vom boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Îmi revine tot mie onoarea de a-l prezenta și pe cel de-al doilea candidat la botez, fratele David, Cigășan. În vârstă de 16 ani, este al doilea fiu, cel de-al doilea din băieții fratelui Mircea. Fratele Mircea are emoții, probabil, la fel ca și David. Frate David, am să te întreb și pe tine. Crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că L-a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi de asemenea că El este viu și că va reveni în slavă? Da, cred. Câtă vreme ești hotărât să îi urmezi Domnului Iisus Hristos? Toată viața mea. Domnul să te ajute la aceasta. Pe baza mărturiei pe care astăzi ai depus-o aici în fața atâtor martori văzuți și a foarte multor martori nevăzuți, noi ca slujitori ai Domnului te vom boteza în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Fratele Mircea mi-a dat mie oportunitatea și de această dată să iau microfonul. În apa botezului alături de noi este sora Andreea Devora, în vârstă de doar 16 ani, în vârstă frumoasă. Este cea mai mare fiică a familiei Ardelean, fratele Lucian și sora Licia. Și mă voi îndrepta către sora Andreea cu întrebările mele. Sora Andreea, crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El, atunci când a fost răstignit la Golgota pe cruce, a purtat în trupul Său și păcatele tale? Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul și să-I asculți învățăturile? Domnul să te binecuvânteze și să-L dea ajutorul Lui la aceasta. Amin. De baza mărturiei pe care astăzi îl depui aici, în apa botezului, în fața tuturor martori văzuți și nevăzuți, noi, ca slujitori ai Domnului, te vom boteza în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.
În apa botezului, alături de noi, este sora Damaris, fiica fratelui Sandel și a sorei Lia. La doar 18 ani, dorește să intre în legământ cu Domnul. Așa ne-a spus și hotărârea aceasta trebuie să audă mulți martori văzuți și nevăzuți prezenți în locul acesta. Sora Damaris, mă întreb către tine cu întrebările și mai întâi vreau să te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Crezi că El a murit la Golgota pe cruce pentru păcatele tale? Crezi că El este viu și va veni curând enorm de slavă, în glorie? Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul, ascultând de învățăturile Lui Sfinte? Domnul să-ți dea ajutorul Lui la aceasta. Pe baza credinței pe care astăzi aici ai mărturisit-o în apa botezului, în fața tuturor celor prezenți aici, martori văzuți și nevăzuți, noi, ca slujitori ai Domnului și ai Bisericii, te botezăm astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Rugăciune în care vă mulțumim Domnului pentru lucrarea din ziua de astăzi. Doamne Tată din ceruri, ce har deosebit, ce zi minunată ai pregătit pentru Biserica Betel din Morian. Îți mulțumim, Doamne, pentru frați și surori. Îți mulțumim, Doamne, pentru ziua de bucurie. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Dar mai presus de toate, Doamne, îți mulțumim că ai arătat că ai un plan, Doamne, pentru tinerii aceștia, pentru Daniel, David, Amanis, Andreea, Doamne, care au exprimat, Doamne, hotărârea lor, mai întâi credința lor în Tine ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii și apoi hotărârea lor, Doamne, să Te urmeze pe Tine până la capăt. Doamne, Te rog, însoțește, Doamne, sigilează, Doamne, această hotărâre, acest angajament al lor, Doamne, cu sigilul Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, binecuvintează, Doamne, în viața lor de credință. Sigur că ești un început, Doamne. Sigur că nu e vorba doar de botezul acesta, mai sunt alte două părți ale acestui botez, Doamne. S-ar putea foarte curând, Doamne, să treacă prin botezul încercărilor, prin botezul focului, Doamne, și Te rugăm, trece biruitor. Doamne, au fost mulți, Doamne, care au zis da în apa botezului și n-au putut, Doamne, să treacă prin flăcările încercărilor, ale ispitelor care i-au atacat după aceea. Doamne, Te rog, fă-i biruitor pe aceștia, Doamne. Și, Doamne, Te rog, Doamne, însoțește cu făgăduința Duhului Tău cel Sfânt. Ne rugăm, ne-am rugat astăzi deja, dar continuăm să ne rugăm. Cred că biserica va stălui. Umple, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă din ei, Doamne, martorii Tăi, aici, în Montreal, Doamne, în toată regiunea. Și dacă e nevoie, Doamne, și noi știm că e nevoie, fă din ei misionari, martorii Tăi, până la marginea Pământului. Doamne, îți mulțumim pentru ascultătorii de aproape și de departe. Îți mulțumim pentru toți cei care au participat. Doamne, nu știm dacă altă dată mai avem ocazia să repetăm adunarea de astăzi, dar ajută-ne, Doamne, dă-ne harul, Doamne, ca nici unul din cei care au fost prezenți astăzi aici să nu lipsească la marea întâlnire. Acolo vrem să fim împreună cu mântuinții Tăi. Acolo, Doamne, unde ai promis că ne aștepți la masă, Doamne, vrem să fim împreună cu Tine, să ne bucurăm de toate făgăduințele Tale, de minunile pe care le-ai pregătit în cerul Tău. Doamne, îți mulțumim că ești Mântuitorul nostru și Te rugăm, rămâi cu noi astăzi și întotdeauna, până în veșnicie. Amin. Pentru câteva momente, dragii mei, să vă rog să le ocupați locurile.
Lucrarea rânduită pentru dimineața aceasta se încheie aici, dar părtășia noastră ar vrea să continue. Aș vrea să vă anunț cu bucurie că surorile din biserica noastră s-au organizat să vă putem invita în dimineața sau acum la amiază la o masă de dragoste. Fratele Sorin, dacă este în sală, fratele Sorin Miștoc, l-aș fi invitat să vină să spună câteva cuvinte, deoarece dumnealui a coordonat lucrarea aceasta. Profit de momentul acesta să mulțumesc fratelui Sorin, care este, se pare, în basement. Aș vrea să mulțumesc și surorilor care s-au rugit în pregătirea tuturor acestor bunuri și cu drag vă invităm să luați parte cu noi. Eu doar mai adaug că următoarea noastră întâlnire în locul acesta, dacă Domnul va fi binevoitor și ne va ajuta, am vrea să fie urmață la ora 6, când vă invităm din nou cu drag pe toți să veniți iarăși și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul pe toți vă binecuvânteze. Vino, frate Sorin, pentru că aveți spune în ceșe. Cum spune, domnul, pentru care a creat locul aici, toată biserica și toți musafirii și toți cei care sunt invitați la o masă de dragoste la subsol, vom intra și vom fi serviți. Copiii sunt o special, vor servi pizza și adulții cu portughez. Vom intra pe aici pe scări, vom servi, e bine să fim rapid, să nu ne întâlnim unde este cartofi, orez, ui, salată. Și apoi ieșim și venim în holul bisericii, de aici o să stăm și la subsolul unde este loc. Chiar și în țara mare vom intra cu... Am comandat, am luat numai apă, n-am luat suc, ca să nu întâlnim pe aici bocheta. Și cu dragoste vă așteptăm pe toți la masă. Vă invit să vă ridicați în picioare și-am vrea să-mi chem cu rugăciunea și mă voi ruga și pentru bunurile.